Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou vlog în care astăzi vom încerca din nou dulciuri, după cum vedeți și din titlu. Dar de data asta din Spania, după cum știți, zilele trecute, adică când a venit Sorin la mine, mi-a adus și dulciuri, o pungă plină cu dulciuri de acolo specifice din Spania. Am vorbit că el a adus și mie dulciuri, să încercăm dulciuri din Spania astăzi împreună cu Nicolas. Doarme, nu va încerca și el, dar Nicolas e cu noi pentru că trebuie să fie și el prezent aici. Și astăzi vom încerca din nou, așa că hai să vedem ce avem în punga magică, ce ne-a dat aici Sorin. Deci, le arăt grămadă, așa, uite, punem aici. Opr, astea toate sunt de la el. Așa că, hai, ce luăm la rând, hai să vedem. Mamă, deci, nici nu știu ce să încep, hai să le pun aici deoparte. Și iau câte una. Mini pizza. Mini pizza? Mini pizza. A, da, era să uit. Ca de obicei, vă rugăm. Adică cel mic vă roagă ca să apăsați un mare, mare like pentru viitoare clipuri de genul ăsta și poate la anul pe vremea asta o să încerce și el cu noi dulce, adică cu siguranță o să încerce și el pentru că poate să mănânce până atunci. Așa că băgați un mare, mare like să continuăm seria asta cu încercăm dulciuri și diferite produse. Deci avem aici Antan, Anitines, Panes, Anitines, Mini Pizza, așa, și sunt cu ceapă cu usturoi, hai să vedem. Prea nu știu, nu prea miroase cine știe ce, adică... Nici n-au gust. N-au gust de pizza. Nu mi se pare că au gust de altceva, dar nu știu, așa niște covrigei, sărățele. Nu-mi plac. Nu prea spune nici ție, să ți-o las ție. Adică nu se rene, dar nici nu știu cu ce să aproximez gustul așa. Nu știu, nu-mi dau seama cu ce să-l aproximez, dar sunt ronțăibile așa, puțin, merg cât de cât. Le pasăm mai departe la mama soacră acolo. Continuăm cu Anitines pipase în calibas, cu semințe. Asta la fel ca alea. Sunt ca și celelalte, doar că astea sunt cu semințe. Hai să vedem, poate sunt mai bune. Asta sunt cu semințe de bostan sau? Da, semințe de bostan. Ia. Asta m-am miros. Asta-mi plac mai mult. Că-s cu semințe. Și bostan, da, uite, vezi? Semințe de dovleac. Asta-mi plac mai mult. Mi-mi plac asta. Mi-mi plac semințele mult. Semințele, mai ales dacă sunt decojite. A doua pungă care e ta. Bun. Și asta. Acitos de ciocolata. Nu be, nu știu, nu înțeleg spaniola. Cred că sunt fel de geleuri. Așa arată chestiile astea. Nu știu, cred că sunt fel de geleuri sau niște marshmallow. Ursuleți. Miroase mișto. Miroase ciocolată. Uite, da, e o formă de ursuleț, dar asta stai că e strivit. Uite, ăla e exact un ursuleț așa. Dacă e gust de la tine, că dacă nu știu, sunt sigur că sunt prea dulce. Sunt tinde. Bun. Așa e mișto. Bun. Da. Nicolas, vrei și tu un ursuleț? Nicolas doarme aici, nu are nicio treabă. Dacă vorbim, el doarme. Mini cookies. Ăștia cred că sunt mai mult. Ăștia arată interesant. Mini cookies. După cum vedeți, am uitat să specific la început. Astăzi am schimbat fundalul la... Până acum am filmat la masă în bucătărie. Și data asta filmăm ca turcii, în șezut. Deci avem astea. Chestiile astea ca niște fursecuri. De fapt, sunt niște fursecuri. Să mănânc doar eu. Ciocolată. Da. Eu nu știu de ce le miros pe toate, dar n-au miros. E bun asta și ciocolată. Au multă ciocolată. Așa îmi plac. Ia. Nu. Ia. Ia. Ia, mă. Ia mâna de pe ea, mă. Mai departe. O, dar tu mănânci acolo tot. Ce sunt astea? Minis The Simpson. Băi, deci mi-a spus Orin astea. Cereale cu lapte. Adică cereale pentru lapte. Minis, minis. Familia Simpson, cereale cu lapte. Bine, acum nu avem lapte. Trebuie să ne ducem să luăm lapte, da? Hai să le încercăm, să vedem măcar așa cum au gustul.
Unde, mă, se desface asta? Arată săgeta. Așa? Ala, ce scrie aici? Alibr... Era zic că scrie ala habar. Nu, cu dinții, că nici n-ai cum să desfaci. Dar cum o desfac pe asta? Uite așa, mi-arată săgeata aici. Așa, că nu pot. Uite pe aici. Cu dinții. Tot cu dinți. Hai, mă. Hai, bă, dar nu merge. Stai că mă lupt cu ea. Gata, am reușit. Ia. Hai, mă, pică. Pe care capul mare. Bă, ciocolată. Dar scăpățânile lor. Da, scăpățânile. Ia uite ce tare. Uite. Uitați-vă ce simpatice sunt astea capetele de la familia Simpson. Ce vrei? Ce-mi dai cu costul, nu? Hai, că dau și ție una, ia, mai ia una. Una atâta. Îți buni, hai, ia două, ia. Ia, hai că te umflu. Mi-e sete după. Îți buni. Îți buni. Le mănânc cam goale. Nu trebuie lapte, îți buni așa. Da. Deci chiar îți buni cele alea sunt. Cinci tipuri. Next. Mai avea răbdare, mami. Abia așteaptă să-i pasăm. Mai... De foarte, stai că am scăpat. Da, să-ți mă fie. Fini Fritz, bubble gum și cu mentă. Uite, da, mentă nu vreau. Astea sunt ca niște gume, cred că sunt gume. Astea sunt cu ce scrie acolo și astelalte sunt cu mentă. Da, două tipuri sunt exact la fel. Mentă nu vreau. Nu vrei acum, dar astea-s gume, deci are rost să le încercăm acum la urmă, nu? Bă, da, uite, astea îmi plac portocalii, deci când eram mic mâncam de astea, astea sunt foarte, foarte șmechere. Când eram mic mâncam de astea în formă de portocal, de lămâie și eu ce portocal. Deci astea nu le mai degustăm acum, le degustăm după aia. Smetis, Nestle, Smetis, asta e din Spania, am mai mâncat dintre astea, Smetis, Smetis. Chestii dintre astea, Smetis, am mai încercat odată, cred că de mai multe ori chiar. Sunt niște bomboneli, asemenea Skittles, ia. Gata. Ia. Sau nu știu dacă-s ca Skittles-ul. Nu, ca M&M, cum îți M&M. Dar chiar bune, adică sunt gustoase. Da, scafe, doar că de la Nestle asta. Acum urmează o pungă foarte, foarte mare, Diver, diverse. Asta are mai multe sortimente, de la bomboane, caramele, jeleuri, nu știu ce are acolo, dar are multe, multe, multe. N-ai cum să încerc toate? Ei, aici încercăm, mamă. Mamă, ce veri miroase! Vai, doamne! Mamă! Hai, hai, fat! Mamă, dar ce bine miroase astea! Hai, hai! O, doamne, ce tare sunt astea! Asta ce plac, ma. Nu știu ce sunt astea, dar uite ce față au pe ele! Uite și bomboane de astea! Deci, presimt că o să fie bătălie. Astea, nu știu, uite, sunt tare simpatice. Mai avem niște bombonele de genul și astea. Și astea, stai că astea-i bătălie pe ele. Astea-s bătălie. Puteți scrie fervește. Deci, de asta arăt toată. Mamă, deci, uite și de astea așa. Dar le pui în apă sau? Acum iar o să zic așa în comentarii. Uite, disperație, n-au mai văzut bomboane. Nu, n-au mai văzut bomboane de astea. E prima dată. Normal. Uite, asta are limba scoasă. Bă, deci, uite câte are. Deci, nu-mi dau seama. Uite, asta are limba scoasă. Stai să văd. Dar sau pui în apă sau bagi? O mănânci așa, mă. Deci, vrei să... Sunt două? Într-una? Da. Ia, hai să vedem o dintre asta, un limboz dintre asta. Mamă! E mișto. Îți face spumă în gură. Nu, deci punga asta e clară treaba. Împărțim la sânge. Fizz roll. Înseamnă că toate astea se vezi efervescente. Astea geleuri. Astea geleuri de la care îmi plac mie. Deci astea le împărțim la... Astea sunt așa. A, uite și astea ce bine. A, ăla ce-s? Ce sunt alea? A, geleuri în formă de sandwich. Deci am geleuri în formă de... Mai sunt și niște mici geleuri în formă de sandwich-uri. Le și mi-am de acolo ca să nu mai desfac alta. Deci clar, astea le împărțim. Astea-s buni. Mișto, mișto. Împărțim multe, așa. Multe sortimente. Calma. O, da. 2000 una ție. Și lui Nicolas, eu mănânc pentru el. Păi nu, că eu mănânc pentru... Eu mănânc pentru el. Te amândoi la fel. Amândoi mâncăm pentru Nicolas, nu? Păi eu mănânc eu la loc. Trebuie să vedeți reacția când îi dau dulciurile. Când le pasez. Ultimul, dar nu cel din urmă, asta l-am lăsat la final. Că... Deci, de două săptămâni, cred că
nu știu, oricum, de când a venit el și de când mi l-a dus, am încercat să mă abțin să nu le mănânc și m-am abținut. King Regal, deci uite ce Regal, Regal. Sunt niște geleuri, credeți, uitați-vă cât de mari sunt chestiile astea, sunt foarte mari, sunt cât două palme, așa. Niște geleuri, după cum arată aici. Mamă, dar m-am ținut să nu le mănânc pe astea, deci... Cât de bine miroase, bă! Mamă, deci mirosul ăsta, cred că... Când eram mic, da. Când eram mic, așa n-am mai simțit mirosul ăsta. Are ceva în mijloc. Cremos. Nu mai foști pe fundal. S-a auzit pe fundal, nu mai foști. S-a auzit? Mamă, ce bun e. Mamă. Aici, îmi pare rău, dar nu-ți dau. Bă, dar ce bun este ăsta. Dacă ar mers, consumă de fructe, cu zeamă de fructe. Zeamă. Mamă, dar ce bun e asta. E criminal. Ce nu-ți plac? Prea dulci. Ia zi pic. Am ca prea mult. Nicolas, vrei? Nu vrea, doarme, încă doarme. Deci nu are treabă. Filmăm în legea noastră. Bun, deci ăsta a fost ultimul. Bine, astea încă nu le-am încercat, dar deja îmi dau seama. Da. Da, poți să desfaci aia. Vrei de care vrei? Vrei cum la urmă? De o lămâie. Ia o lămâie. Stea crești. Uite o lămâie. Am deci. Deci astea sunt tare simpatice și când eram mic. Bă, are ceva înăuntru. Da. Am uitat. O jucărie are înăuntru. Are o jucărie, da. E tare, vezi? Mamă, dar ce bine miros. Uite, are și portocală. E o singură portocală, vezi? Asta e a mea. Și lămâie. Și astea la... Mamă, dar ce bine miros. Deci, încă o dată, mersi Sorine pentru dulciurile astea. Da, fac și o promovare. Hai, vă las și canalul Sorin descriere, dar deja cred că v-am lăsat la ultimele 10 episoade și deja toată lumea îl cunoaște și pe Sorin. Așa că nu e nicio problemă. Îl mai lăsăm o dată acolo în descriere. Mersi și sper că v-a plăcut vlogul ăsta și dacă mai vreți vlogul de genul ăsta, nu uitați încă o dată să apăsați mare like, să dați share la video ăsta. Hai să încercăm să ajungem măcar la 15.000 de like-uri, deci dați multe, multe like-uri pentru că am văzut că vă place foarte mult seria asta. Și cam atât ar fi pentru astăzi. Tine, nu se vede bebele de mine? Lasă că acum, uite așa, trebuie să vorbesc pe aici. Da, ce mă împingi. Da. Așa că? Trebuia să-l pui pe masă aici. Îl puneam pe mine, în mijloc. Bun. Gata. Ne vedem data viitoare. Numai bine. Mamă, de bun să-ți